Dacă mi-ar fi fost îngăduit să-mi dau cu părerea, eu aș fi numit-o umblarea în neprihănire. Titlul Predica de pe munte face referire la locul în care a fost rostită predica aceasta. Dar umblarea în neprihănire, acest titlu, ar face referire la subiectul acestor cuvinte ale Domnului Iisus. Aș vrea să vă spun, dragii mei, măcar că timpul este înaintat, că privitor la neprihănire printre creștini există o înțelegere puțin greșită a termenului. Dacă veți citi cu luarea minte această predică a Domnului Iisus, veți vedea termenul neprihănire apare de foarte multe ori. Vorbim despre o neprihănire ca o stare în care Dumnezeu ne așează pe noi prin credință. Dar în același timp se vorbește despre neprihănire ca despre un mod de viață. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim în neprihănire. În acest capitol 6, Domnul Iisus începe chiar așa, spun: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Și în vremea de atunci, în gândirea evreiască, neprihănirea practică, trăirea neprihănire, avea în vedere trei lucruri principale: milostenia, postul și rugăciunea. Aici Mântuitorul Iisus aduce înaintea ascultătorilor Lui de atunci și înaintea noastră una din marile noastre probleme. Problema vederii noastre, a ochiului nostru. Mântuitorul Iisus formulează câteva adevăruri. Unu, ochiul este lumina trupului. Și adevărul este, dragii mei, adevărul este că felul în care noi gândim, felul în care noi vorbim, felul în care noi ne comportăm, este influențat foarte mult de felul în care noi ne uităm în jurul nostru. Nici nu ne putem da seama în ce măsură, cât de mult ne influențează pe noi, în modul nostru de viață, felul nostru de a privi. Și aici Mântuitorul Iisus vorbea despre două feluri de ochi. Ochiul bun, sănătos, și ochiul rău. Timpul nu mi-ajunge să intru acum în detalii, dar dacă veți cerceta Scriptura, veți vedea ochiul rău. Nu e ochiul acela care are nevoie de tot mai multe dioptrii. Ochiul rău este ochiul acela care este așa de mult deformat de păcat, încât și în lucrurile bune vede pericol, vede rău, totul e numai putregai și noroi. Un exemplu, dacă vreți, vă dau și apoi mă voi apropia de încheiere. Una din pildele Domnului Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetele 1 la 16, pilda lucrătorilor viei. Pilda aceasta se încheie cu un cuvânt de mustrare rostit de stăpânul viei la adresa lucrătorilor care au suferit greul și zăduful zilei. Oamenii aceia care se așteptau să primească mai mult decât au negociat dimineața cu gospodarul, cu stăpânul. Oamenii ce au spus: stăpânul este nedrept. Și Domnul pune în gura acestui personaj, stăpânul viei, niște cuvinte interesante, la care vă rog să cugetați. Versetul 15. Ori este ochiul tău rău, pentru că eu sunt bun. Oamenii aceia vedeau bine, teoretic vorbind, dar nu vedeau ceea ce trebuiau să vadă. Despre ochi rău se vorbește și în Deuteronom și în foarte multe locuri în Scriptură. De aceea aș vrea în această rugăciune cu care vom încheia părtășia din această dimineață să rugăm pe Tatăl Ceresc să ne vindece vederea. Amin. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să facem această rugăciune pentru că de sănătatea spirituală a vederii noastre depinde felul nostru de viață pe acest pământ.